La Constanța, ceremonialul religios va începe sâmbătă seara, înainte de miezul nopții, când lumina sfântă de înviere va fi adusă pe mare la bordul unei ambarcațiuni de către arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie. Mergem să luăm în noapte lumina de pe mare și vom veni cu lumina de pe mare în portul Tomis. Din portul Tomis, arhiepiscopul Teodosie va porni în procesiune împreună cu mai mulți preoți pe faleza de la Cazino până la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel, unde va avea loc slujba de înviere. Slujba oficiată de înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și un sobor de preoți va avea loc afară, la altarul din spatele meu, care va fi împodobit zilele următoare, iar credincioșii vor putea sta aici, în fața catedralei, dar și pe faleza de la Cazino. La catedrala din Constanța sunt așteptați la slujba de înviere peste 5.000 de oameni. Zona va fi monitorizată de jandarmi și polițiști. S-au retras restricțiile de pandemie și cu siguranță la înviere se va simți, vor veni mulți oameni. Acum 2 ani nu ne-au lăsat. Veneau mașinile pe străzi, efectiv ne alergau, n-am putut să vin. Conform tradiției din ultimii ani, lumina învierii va fi adusă sâmbătă direct de la Ierusalim și va fi împărțită în toată țara. Reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte de la Ierusalim va aduce o candelă cu această lumină care provine din Biserica Sfântului Mormânt. Ea va ajunge la aeroportul Otopeni în cursul serii în jurul orei 18 și de acolo va fi preluată, ca să spun așa, de reprezentanții eparhiilor din țară. Lumina sfântă este considerată un miracol viu al Ortodoxiei, care se produce an de an în timpul vecerniei mari din Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.